Bună seara, dragii mei! Astăzi, valorile termice s-au situat în cea mai mare parte a țării peste cele normale la această dată. Am avut cer variabil cu unorări temporare în jumătatea de est a țării, unde trecător și doar pe arii restrânse au fost precipitații slabe sub formă de ploaie, iar la munte a nins. Maximele zilei s-au încadrat între 2 și 13 grade. La noapte cerul va fi înorat în estul și sud-estul țării, unde vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie, în timp ce la munte sunt așteptate ninsori. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime se vor situa între minus 10 și 2 grade cu plus. Mâine să știți că valorile termice vor fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare în vestul, nordul, nord-estul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 14 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil, iar temperaturile sunt în ușoară creștere. Se vor înregistra 11 grade în Târgoviște, 13 grade în Călăraș. În Transilvania, cerul va prezenta înorări temporare, dar ne bucurăm și de intervale cu soare. Maxime de până la 9 grade vor fi în Sibiu, 10 grade în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi variabil, iar termometrul va indica, iată, 12 grade în Focșani, 11 grade în Piatra Neamț. În vestul țării se anunță atmosferă mohorâtă în mare parte și va ploua slab, dar pe arii restrânse. Vor fi 11 grade în Timișoara, 8 grade în Baia Mare. În Oltenia vorbim de vreme plăcută pentru această dată. Predomină atmosfera însorită, iar valorile termice urcă până la 11 grade în Slatina, 12 grade în Turnul Severin. În Dobrogea cerul va fi variabil, iar vântul va adia slab până la moderat. Maxime de până la 11 grade vor fi în Tulcea, 9 grade în Sulina. În capitală cerul a fost senin, mai ales în prima parte a zilei. Vântul a prezentat intensificări de scurtă durată, iar maxima a ajuns până la 11 grade. La noapte va fi cam frig, avem cer variabil, iar minima coboară la minus 5 grade. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa cu mult peste valoarea normală a datei și va fi în jur de 13, chiar 14 grade. La munte, în schimb, temperaturile sunt în scădere, iar la altitudini mari, noaptea se anunță ger. Cerul va avea înorări și sunt anunțate precipitații în majoritatea masivelor. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări în special pe creste. Vor fi 4 grade în Sinaia, 5 grade în Păltiniș. Iar acum prognoza meteo personalizată. Maria m-a întrebat cum va fi vremea pe 1 martie în București. Maxima ajunge până la 4 grade și sunt anunțate ploi, din păcate. Dacă vreți și vă prognoză meteo personalizată chiar în direct, tot ce trebuie să faceți este să-mi trimiteți un e-mail pe adresa meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme!